Ziua, suntem gata. Bună dimineața, dragi cetățeni. Astăzi, dragi cetățeni și dragi reprezentanți ai mass media, desigur. Astăzi o să prezint o următoare inițiativă a fracțiunii PAS referitor la combaterea economiei subterane și la înălbirea economiei. Conform unor estimări nu atât de îndepărtate, în Republica Moldova 50% din economie este neoficială. Deci economia subterană din țara noastră este 50%. Și asta nu este doar o problemă pentru fiscalitate, un lucru evident. Asta înseamnă că relația dintre stat și economie și jumate din economie practic lipsește. Asta înseamnă că legile, reglementările, politicile pur și simplu nu penetrează în jumate din economie, din economia noastră. Dar, cum am spus, transmisiunea, în rezultat, transmisiunea politicilor fiscale, economice, monetare este extrem de complicată. Dar desigur că, deja am menționat, este și o problemă de fiscalitate. Or, asta înseamnă, în primul rând, și faptul că bugetul nu încasează sume impresionante de bani din cauza economiei subterane, sume care ar putea fi direcționate la plata pensiilor, la plata salariilor, la plata la investiții în infrastructură, în proiecte, la subvenții pentru antreprenorii care au nevoie și așa mai departe. Și desigur că și astăzi vorbim despre această inițiativă. Principalul facilitator sau unul din principalele facilitatoare ale economiei subterane este banul numerar, banii cash. Pentru că o economie transparentă, curată, este o economie cu cât mai puțin cash. De aceea, una din metodele de înălbire graduală a economiei și o metodă care nu forțează cetățenii la schimbări prea bruște este să promovăm banii non-cash, banii cu plata prin cardurile, acolo unde este posibil, cu o politică graduală de promovare, cum am spus. Și am mai avut mai multe inițiative în acest sens, dar astăzi spunem această inițiativă, care eu consider și noi considerăm că este una din principalele obstacole din promovarea plăților cu cardul. Și vorbesc aici de comisioanele aplicate la plățile cu cardul. Or, în Moldova, comisioanele aplicate la plata cu cardurile bancare sunt într-adevăr descurajante și orice antreprenor o să o recunoască. Și, într-adevăr, constituie un cost suplimentar pentru antreprenori. Deși noi, în calitate de cumpărători sau consumatori, nu neapărat simțim asta, pentru, mă rog, poți să plătești cash 200 de lei sau cu cardul 200 de lei, consumatorul nu simte asta. Antreprenorul, pentru o tranzacție cu cardul, aceeași sumă, fie cash, fie cu cardul, pentru o tranzacție cu cardul, este în situația de a achita din acea vânzare o sumă de aproximativ 2-3% drept comision la bancă, lucru care este într-adevăr descurajant. Chiar și acel antreprenor care nu face evaziune fiscală o să prefere cash. Și asta este problema pe care ar trebui împreună să încercăm să o rezolvăm. Și ca să vă dau și unele cifre, aceste 2-3% ar putea fi economisite de antreprenori direcționate în anumite obiective pentru dezvoltarea afacerii, pentru creșterea salariilor și așa mai departe. Conform datelor BNM, de exemplu, în doar ultimii 4 ani, din 2017 până în 2021, valoarea tranzacțiilor la plata cu cardurile a crescut cam de 4 ori, de la aproximativ 8 miliarde de lei în 2017 la 32 miliarde de lei în anul 2021. Și în același timp nu am văzut o ajustare a comisioanelor. Ceea ce ne duce la evidenta decizie că
trebuie să intervenim și trebuie să ajutăm antreprenorii să economisească acești bani, la fel cum au intervenit și alte țări în acest domeniu. Ori o să amintesc faptul că chiar Uniunea Europeană a plafonat plățile cu cardurile încă în anul 2015 și este timpul să o facem și noi. Astăzi anunțăm această inițiativă de a plafona comisioanele la plățile cu cardurile bancare pe teritoriul Republicii Moldova pentru întreprinderile mici și mijlocii, în primul rând, la 0,35% din costul total al tranzacției, deci ceea ce o să plătească antreprenorul, sau maxim suma de 5 lei, oricare este mai mică. Deci pentru o tranzacție prea mare de, nu știu, câteva zeci de mii de lei, se va aplica o sumă maximă de 5.000 de lei. De 5 lei. Această măsură considerăm că va ajuta IMM-urile să economisească cât mai mulți bani pentru resursele proprii, va crea oportunități noi pentru afaceri, pentru afacerile mici din Moldova, pentru afaceri online, pentru magazine mici și așa mai departe, pentru ca oamenii să-și poată dezvolta propriile afaceri și să fie mai eficiente la ele. Ori, o să amintesc încă o dată, noi plătim TVA 20% pentru un stat întreg și doar pentru un simplu, pentru o secundă la plata cu cardul se plătește 2-3%. Înțelegem, desigur, că sunt anumite costuri și o să continuăm să discutăm cu băncile comerciale, cu toți cei implicați în acest proces, însă este important să ajutăm și pe cei mici, pe antreprenorii mici și mijlocii, care au un aport extrem de important în economia țării noastre și, cum am spus, această barieră de un comision pe de-a dreptul descurajant este și un impediment direct în obiectivul major al nostru, al statului, de a promova o economie liberă, o economie transparentă și o economie fără cash, pentru că este pur și simplu prea scump. Asta am vrut să vă spun. Mai urmează inițiative care vor continua să avanseze obiectivul nostru de a înălbi economia, dar asta este inițiativa de astăzi și curând o să lansăm mai multe consultări publice, oficiale, pentru a promova acest proiect de lege. Vă mulțumesc!